Am revenit, dragii mei, acum la mașină. L-am lăsat pe Vlăduț, am găsit unde e bazinul. Vor avea loc... El se va încălzi acum cu echipa lui. Acum are loc jocul de la echipa mare de seniori. După care mă voi duce și eu să văd. Să văd un pic meciul, să mă uit la meci. Așa. Privitor la ce am povestit cu dumneavoastră și ce am vorbit despre zona aceasta, California de Sud, v-am spus, multă lume crede că Los Angeles este cel mai ok. Sunt zone cam în afară de Beverly Hills, care se cunoaște de toată lumea, după care mai vine zona de Burbank. Burbank este un oraș în care sunt studiourile, multe studiouri de televiziune americane care toarnă aici tot felul de emisiuni, reality show-uri și așa mai departe. Plus că în Burbank este și sediul mare a Universal Studio, unde se poate și vizita. Nu știu acum cum este pe pandemie, dar oricum avem și noi în plan să mergem până acolo și înțeles că este tur și cu mașina și pe jos. Personal nu aș locui în acea zonă, mai ales și în zona Hollywood, în West Hollywood și așa mai departe. Sunt zone foarte, foarte rău famate. Multă violență, ca și un fapt divers. În joburile mele, când mă duc la muncă acolo, prefer când am programări pe după masă, sunt clienții și vorbesc cu ei să le reprogramăm pe cu totul alte zile sau pe dimineață. Pentru că, da, recunosc, nu sunt un om fricos din fire, dar într-adevăr mie de multe ori oroare, mie frică acolo când ajung. Este multă mizerie, se simte miros de droguri, de marihuana și așa mai departe, vezi poliția de foarte multe ori. Acum dimineața, într-adevăr, pentru că la ora aia e dor, că mă duc eu la ei programul să se trezească undeva de la 10:30-11 încolo. Asta e un program care eu la ora aia deja sunt plecat de mult din zona aceea. Plus că în zona aceea este foarte, foarte, foarte mare traficul. Așa. Și cum v-am spus, am ales când am venit atunci în America, am reușit să identificăm urgent situația, că nu înseamnă că oriunde poți să locuiești, pentru că sunt diferențe enorme de liniște, de pace, de safe, de siguranță. Și atunci am ales când ne-am întors înapoi din Carolina de Nord, am fost plecați un an jumate și în Carolina de Nord, am ales să stăm în Orange County. Este de departe zona cea mai frumoasă, de departe se asemănă foarte mult și cu partea europeană. Se vede clar că este o zonă construită de la zero. Voi avea ocazia și o să încep să vă arăt câteva imagini. Sunt străzile largi, bulevardele priate sau... Deci infrastructura lor aici este fantastică, cum se lucrează în America. Hai să sărim și la părțile bune, nu numai negativism la american, că au mai multe părți bune, trebuie să recunoaștem. Ei prima dată pun la punct infrastructura, așa nume, drumuri, canalizare, unde sunt spațiile, vor fi spațiile comerciale pentru fiecare cartier, sunt alocate spații comerciale pentru ce au nevoie oamenii, da? Să fie cât mai aproape, relativ cât mai aproape magazinele, și aici vorbim nu neapărat de magazinele foarte mari, gen Casco sau Sam's Club, Walmart și altele mai mici, și după care se încep și se împart loturile pe case. Și din cauza asta zona este foarte aerisită, deci zone frumoase ca Newport Beach, care într-adevăr este și la ocean, sau Newport Coast. Am și povești de acolo, prin drumurile mele am întâlnit inclusiv români care n-au vrut să vorbească românește cu mine. E adevărat, scuza lor era că sunt de foarte mulți am plecați, putreți de bogați, îi spunea Walter și îl chema Vladimir, pentru că vorbisem cu cineva la telefon în românește. El mi-a spus și era chiar din zona Sighetul Marmației, din zona mea de baștină, să spun așa. Am întâlnit veterani de război care tot așa se trag din zona Sighetului, nu știau vorbi românește deloc, într-adevăr, un bătrân la circa 87 de ani mi-a povestit că a fost în războaie și a fost colonel în război. Am fost în casa unui sniper lunetist din războiul din Vietnam. Și când l-am întrebat, cu tupeul l-am întrebat, ai killerit, ai omorât? La care a pus capul jos și a spus, prefer să schimbăm subiectul, și am înțeles, ok, no problem.
dar părea un om foarte simplu, foarte, nu știu, lucid, foarte ok, foarte la locul lui, deci nu trăda nimic. Poate că asta e una dintre calitățile lor. Deci am avut ocazia să văd în cei aproape 7 ani, n-am lucrat 7 ani în domeniul acesta, am lucrat doar 4 ani, 4-5 ani aproape, nu 4 ani, 4 ani am lucrat, dar am văzut extraordinar de multe, pentru că vezi foarte multe, te duci în casele oamenilor, bat zona aceasta de foarte multă vreme și eu mă duc de la, dincolo de Los Angeles până în, în zona de San Bernardino, care asta e o distanță undeva la vreo 70 de mile. Am o zonă destul de mare pentru că asta este, îmi trebuie job-uri pentru că vreau să-mi câștig existența și pâinea aici și asta este o oportunitate bună, o consider pentru mine și pentru familia mea. Ca și, așa cum am spus despre credința noastră, noi credem cu adevărat în Dumnezeu și credem că nimic nu este la voia întâmplării. Am spus într-unul din vlogurile mele chiar de la început că mai încolo vom pregăti un vlog special, poate chiar mai multe. Avem o poveste de viață, chiar este o poveste de viață, cred că nu aduni 10 familii pe, în lumea asta la ce am trecut noi. Vă pot spune doar atât, eu mai am, noi mai avem cu Anca, cu soția mea, un băiețel. Are aproape 9 ani, 8 ani jumate, a fost cu transplant de inimă. Cel puțin de 10 ori am socotit eu cu soția mea. Somități ale medicinei în Europa și doctor, vreo 2 doctori din România și restul somități a medicinei din Europa ne-au spus copilul vostru va muri, copilul nostru trăiește. Când omul spune copilul, când omul spune pacientul va muri, este cineva care se încăpățânează, îmi place și mie să spun așa că cineva e acolo sus în cer și este Dumnezeu care s-a încăpățânat să spună no, vreau viață în dreptul lui Tudor și viața a fost și viața este. Este foarte adevărat datorită faptului că am stat foarte mult internat cu el și a fost creierașul lui și a fost foarte mult pe oxigen, poate mai bine de un an de zile. Creierașul lui a avut de suferit și el a rămas un pic mai mult delay, întârziat, chiar dacă are 8 ani jumate către 9, este ca un copil de circa un an jumate, să spun așa, mintea lui, pentru că nu vorbește, merge mai greoi. Da, este un copil cu nevoi speciale, ăsta este adevărul, deci, dar inima lui este perfect acum și asta este cel mai important lucru. Iar dacă Dumnezeu a hotărât să mi-l lase așa în viață, a hotărât pentru că mi-am dat seama după o perioadă că cel mai mare dar care ne-l dă Dumnezeu pe pământul acesta când trăim este viața. E adevărat, ne doare poate când spunem sau când auzim că ni se spune că Dumnezeu nu ne-a promis sănătate veșnică, nu ne-a promis palate, nu ne-a promis mașini, nu ne-a promis, dar ne-a promis că dacă vom fi credincioși lui, el ne va duce în veșnicie. Asta ne-a promis. Iar restul acestea sunt lucruri, așa cum spune și Apostolul Pavel, trecătoare. Nu vreau să fac religie sau teologie, dar cred că ar trebui lucrurile acestea să le luăm fiecare în calcul, pentru că, hai să spunem, cred că majoritatea, 99,9% din noi, cel puțin românii, mă adresez românilor, sărbătorim Paști, sărbătorim un Crăciun. Iar dacă sărbătorim aceste lucruri, înseamnă că îl sărbătorim pe Domnul Iisus. Și așa cum v-am spus, Dumnezeu mi l-a salvat pe Tudor, pentru că acolo la Viena, la AKH, Tudor este declarat miracol medical. Da, așa cum auziți. În discuții noastre cu doctorii, când am discutat cu ei și ei s-au înclinat și au spus nu sunt meritele noastre. Nu știm ce s-a întâmplat, dar Tudor, într-adevăr, este un miracol medical. Vreau să se adune mai mulți, dacă se poate, pe acest canal de YouTube și atunci o să doresc să începem o serie de emisiuni despre viața lui Tudor, despre ce am trăit noi acolo. Merită să auziți povestea noastră, pentru că este o poveste de viață, o poveste reală, absolut reală. Dragii noștri, acum vom încerca să mergem înapoi înăuntru, să vedem
vedem ce se întâmplă acolo la bazin, dacă a început, dacă a început meciul. Adică Vlăduț încă sigur n-a început, dar joacă cei mari acum și sper că voi reuși să filmez câteva cadre, măcar să vă arăt. Este un liceu drăguț. Da, asta e America, deci fiecare liceu are dotări, fiecare liceu sunt foarte bine puse la punct. E adevărat, discutăm de acest oraș, Anaheim Hills, care este un oraș de bogați, de oameni foarte bogați. Dar, așa cum v-am spus, dacă se vrea, se poate, pentru că fiecare dintre noi plătim taxe și depinde cum sunt aceste taxe, banii ăștia drămuiți, împărțiți, depinde de, și de legile care le ai. Chiar dacă pare aici în America că ai o legislație mult mai permisivă și mult mai liberală, da, nici vorba. Deci așa frumos este făcut sistemul aici, încât toate sunt așa puse ca lumea la punct. Da, poate și din cauza aceasta America, consumul este foarte, foarte încurajat, este America unde este, chiar dacă e pandemie, multe țări au suferit și suferă în continuare, chiar dacă și America suferă în momentul de față, dar nu suferă așa cum suferă lumea, aici industria merge în continuare, nu mai merge cum a mers înainte, adevărat, dar drumurile sunt aglomerate, fabricile sunt pline, magazinele, supermarketurile la fel. Și ce să vă spun, asta ne arată că consumul este fantastic aici, pentru că mâncarea este la niște prețuri fantastic de mici și nu povestesc aici doar mâncarea care o găsești în supermarketuri, ci vorbesc aici de mâncarea din restaurantele mici, fast food-uri, adevărat, este și concurența foarte mare, dar una peste alta, mă uitam aproximativ, așa, sărim de la una la alta, vă dau un exemplu, mă uitam la, pe YouTube mă uitam la în România la programe și vedeam să zic un cost a unui hamburger, unui burger, mă speriam când am văzut 30, 40, 50 de lei un hamburger raportat, când vă spun asta vă raportez la salariul din România, băi fraților, deci nu mergem să mâncăm la fast food-uri, că gătim noi acasă și dar, măi fraților, mergem aici la un ce să vă spun, un Chick-fil-A care sandwich de pui și mănânci cu un cartof prăjit și plătești $7, $8. La ce salarii povestim? La salarii aici mergi acasă cu minimul $2000, $1700, $1800, $2000, ăsta e minimul care mergi. Faceți și mie asta un calcul să vedeți. Dai $7-$8 pe un meniu de genul ăsta? Nu știu, vă spun. Cred că totuși sunt foarte umflate prețurile în România, în continuare sunt fantastic de mari și chiar dacă e concurență, se pare că în continuare. Aici, în schimb, poți să mănânci, sunt tot felul de promoții, oferte și... Da, e adevărat, de aici a pornit marketingul, poate, de aici a pornit totul, nu știu. Dar poate dacă cineva ar încerca să ia copy-paste de aici în America, măcar un sfert, măcar 5%, și să încerce să pună România în practică și vorbesc aici de cei care ne guvernează, cei care guvernează România, eu nu mai sunt în România, primării și așa mai departe, degeaba, deci într-adevăr la capitolul parcuri, floricele, suntem foarte frumoși, cunosc orașul foarte mult, Baia Mare îmi place, un oraș micuț, cochet, foarte bine aranjat, Oradea, am auzit că e foarte bine pusă la punct, dar fraților, ce povestim? Locuri de muncă? Nu știu cât se implică city-ul din Baia Mare sau din Oradea sau din, nu știu, din Cluj. Hai să nu punem Cluj, am înțeles că e altceva. Să aducă, deci, nu faptul că aduci companii care să-ți deschidă fabrici. Nu, asta nu-i destul. Pe ce bani? Pe ce bani angajezi oamenii aia? Absolut pe ce bani angajezi oamenii aia? Asta trebuie să vă gândiți, pentru că dacă te duci să iei pe minim pe economie, nu ai cum să ai pretenții de la acel om să-ți facă o treabă de vorba aia, de inginer, pentru că asta este. Și aici sunt, de aici fiecare este respectat și este instruit. Sunt școli, la 50-60 de ani vezi oameni, eu când am fost și am făcut engleză într-un community high school din ăsta, am avut tineri și am avut bătrâni de 60 de ani, făcea engleză cu mine. Ca să învățăm engleză pentru că vrea să meargă la întreabă. De ce? Pentru că vrea să meargă la, era asiatic. Vrea să meargă la un college ca să învețe o meserie la 60 de ani.
Aici nu există vârstă la nimic. Da, diferențele sunt foarte mari. Și asta mă doare pentru că sunt român, voi rămâne român. Nu cred că voi putea vreodată să rezonez, pentru că la vârsta la care am venit în America, la 40 de ani, poate un pic târziu, nu cred că voi putea să ajung să rezonez pe toată viața cu America, dar îmi iubesc țara, îmi iubesc România, sunt mândru că sunt român, mă doare de multe ori când văd, de cele mai multe ori când văd lucruri negative care se întâmplă acolo. Dragii mei, credeți-mă, România e frumoasă. Nu-ți dai seama numai când pleci și stai departe de ea. Mi-e dor de România, vă spun sincer. Am o mamă acolo, mi-e dor de ea. Și am vrut să mergem în acest an cu pandemia. Nu s-a putut și să mă duc să stau în carantină două săptămâni și pe aia să mai stau trei zile să mă întorc până apoi. Nu mă duc. Deci, e o țară frumoasă. Avem atât de multe lucruri. Am fost în North Carolina un an jumate. Dragii mei, toată lumea mi-a spus, acolo e verde ca la tine în Maramureș. Nici vorba. Nu-i verdele ăla de acasă. Eu în Maramureș aveam brad. Verde autentic. Nu știu ce copaș de râuri care ei nu fac nimic cu el la rugă. Deci nici nu se compară. Nu se compară. În Colorado la fel. E frumos, se vede. Nu-i ca România. Nu-i ca România. Nu-i ca și bradul nostru. Nu-i ca munții noștri. Nici vorba. Credeți-mă. Avem o țară frumoasă, deosebită. Și trebuie să o păstrăm așa cum este. Dar contează într-adevăr foarte mult. Știți vorba aceea, omul sfințește locul. Da, e adevărat. Sper că nu v-am plictisit. Dacă v-am plictisit, vă rog să mă iertați. Mă duc să văd dacă a început meciul și revenim. Salut. Dragii noștri, a reapărut Vlăduț. Bine ai venit, Vlăduț. Salut. Ești obosit, tată, a? Uitați-vă la el. Scumpule, iar ați câștigat. Mm-hmm. Acum avem 3 victorii și ultimul meci avem vineri. Mai avem un meci vineri, sperăm să câștigăm. No, bine, tragi un pic sufletul și revenim un pic cu încheierea și ne bine? Da. Așa, am revenit. Am revenit, dragii noștri. Suntem în mașină, în drum către casă. Din nou a câștigat echipa lui Vlăduț. Cât a fost 11-7, da? A fost un meci relativ ușor pentru voi. Important e că ați câștigat, la fel v-ați postit un pic. Ați avut 6 la 1 și s-a apropiat aia la 6 la 4 sau la 5, nu mai știu. Ceva e genul ăsta. Deci un pic v-ați jucat acolo, dar astea, după aia v-ați revenit și i-ați terminat meciul. Asta e bine. Așa, dragii noștri, deci astăzi am făcut iar o mică filmare. Nu știu, vedea mică, lungă, cum considerați dumneavoastră. Ne-am mai dus la un meci al lui Vlăduț. Am fost atenționat să ne mai spun Vlăduț, care 15 jumate, Vlad. Ok, un meci de al lui Vlad. Și v-am povestit un pic despre zona în care noi locuim, zona de Los Angeles. V-am povestit câteva lucruri despre zona aceasta. Urmează, bineînțeles, și în alte vloguri următoare să vă povestim despre locurile în care noi locuim. Sunt locuri foarte interesante, credeți-mă. Sunt chiar multe de povestit de aici și de văzut. Așa cum v-am spus la un moment dat, în cei circa aproape 7 ani de când suntem în America, eu și datorită, mă repet din nou, conjuncturii joburilor pe care le am, de a călători mult, în sensul de a merge pe la clienți, văd multe, aud multe, întâlnesc multe lucruri și toate sunt lucruri foarte interesante. Marea majoritate dintre ele. Cam atât a fost pentru astăzi. Am făcut și un pic de politică, am făcut și de toate. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să ne dați un like, un share și în primul rând un subscribe, pentru că, așa cum v-am mai spus, mă repet, dacă dorim să creștem și dorim să creștem acest canal, fără ajutorul dumneavoastră, cât mai mult subscriberi, abonați, nu prea facem nimic, pentru că toate aceste informații sau toate aceste trei care noi le avem, poate sunt interesante și pentru alții care nu știu ce înseamnă America. America, putem să discutăm, are părțile extraordinar de bune, dar și părțile extraordinar de
mai puțin bune. Încă o dată vă mulțumim că ne-ați urmărit și să ne vedem, să ne auzim cu bine la următoarea filmare. La revedere! La revedere!